Poți să-ți cauți sinele din postura în care ai o iubită sau ai o soție și te îndrepti spre ceva, sau poți să-ți cauți sinele din postura în care n-ai nimic, n-ai dorințe, ai refuzat tot și tot ce mai vrei să faci în viața ta e să călătorești crezând că așa găsești ceva. Nu știu dacă sinele e validat neapărat de faptul că ai o soție sau că ai copii. Adică faptul că tu alegi să călătorești toată viața și nu vrei să te implici sau nu vrei să faci copii, nu spun că... Eu nu sunt Iisus Hristos să spun asta este calea, adevărul și viața. Faceți cum fac eu. Nu. Fiecare își găsește. Adică sinele cred că poate să rămână integru și frumos și fără să ai copii și să călătorești și să faci o mulțime de lucruri minunate pe lumea asta. Poți să compui ceva foarte frumos, poți să scrii ceva foarte frumos și să te... și să împlinească lumea mai mult decât au făcut doi toduri. Adică nu cred că familia neapărat te validează pe tine. Că cumva, dacă îți dorește, îți regrește sau așa, dar... Ai spus să împlinească lumea, dar cum rămâne cu tine? Împlinește și pe tine automat ce împlinește lumea? Ai spus să scrii o carte, să împlinească, poate să împlinească păi asta da, lumea? Da, în momentul în care tu scrii, nu mai ai și tu bucuria ta. Faptul că tu ai ales să scrii și nu, să nu te implici în familie. Sau ai ales să călătorești și să cunoști lumea și poate faci bine prin... Nu știu, adică, habar n-am. Dar nu cred că familia neapărat te validează pe tine sau îți validează sinele. Nu. Dacă îți dorești sau dacă ți se întâmplă, dacă ești norocos, ți se întâmplă sau... Pentru că nici nu poți vorbi despre copii, de exemplu, decât cu cei care au copii, la mod adevărat. Pentru că și eu vedeam înainte copiii prietenilor și îmi plac, erau foarte miștoți, drăguți, dar nu înțeleg, de fapt, până nu ai ce înseamnă. Iar chestia asta, așa, ca o chestie haioasă, eram după premiera unui film de-al meu și eram cu Claudiu Blăunț, la un pahar de vin și el proaspăt tătic. Și erau mai mulți oameni în jurul nostru. Probabil că vorbim ceva foarte interesant. Eu vorbeam foarte aprins cu Claudiu Blăunț acolo. Și vorbeam despre Pampers, care e mai bun, dacă Pampers Supreme e mai bun decât la verde și aia și aia și copil și tra-la, nu-i abia la începuturile meseriei de tătici. Și la un moment dat s-a făcut așa, în liniște în jurul nostru și aia. Imediat. A dispărut toți oamenii mai să-i upload, nu am uitat. Mie mi s-a părut fani, și la fel, la care spun, Lilian, vorbim despre copii doar cu cei care au copii. Clar, clar. Asta, uite, e o lecție pe care am învățat-o. Pentru că mai primești întrebări de asta. Ei, și ce fac copiii tăi? Iar tu ești foarte rezervat. Și spui, sunt bine, nu știu ce, după ce spui că sunt bine, încep să spui cât de mișto a făcut Ștefan astăzi, nu știu ce, coborâre pe tobogan, sau să vezi cum a dat să plângă când un copil l-a îmbrâncit și cum te-ai simțit atât de... Și încep să spui lucrurile astea. Și... Man, te-am întrebat o chestie simplă. Dacă sunt ok, să întorci la revedere, nu să nu pui al capul, știi? Și te lasă așa cu vorba. Și atunci am învățat să... Am vorbit mult acum. Nu. Am învățat să nu vorbesc mult despre copii, decât cu cei care au copii. Mulțumesc foarte mult! Și eu.